regăsesc! Sunt Mihaela Petrulă și sunt gazda emisiunii Cum să dăm viață vieții noastre. De această dată am ales un subiect fascinant și anume echilibrul feminin. Pentru că trăim într-o societate în care totul se schimbă și nimic nu mai este cum a fost vreodată, femeia ocupă un rol foarte important. Femeia este pusă într-un rol diversificat în societate și este aproape la picior de egalitate cu bărbatul. Însă este oare potrivit și benefic pentru o femeie să păstreze acest rol? De această dată am adus-o alături de mine și în fizic, nu doar prin Zoom, pe Camelia Irina Pop și spun bun venit și împreună cu ea vom dezbate ceea ce înseamnă echilibrul feminin. Echilibrul feminin în societate, echilibrul feminin în tot ceea ce facem. Îți mulțumesc, Camelia, pentru că ai venit tocmai din Manchester, aici, la Iași. Îți mulțumesc pentru că te văd și în fizic. Bine ai venit! Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc! Wow! Așa frumos ai zis că acum nu mai este cum a fost femeia mai de mult, odată, cum era. Și într-adevăr, acum trebuie să găsim echilibrul adaptat vremurilor acestora. Nu mai e nici cum a fost atunci, este ceva nou pentru noi și cumva e necesar să găsim acel echilibru în care suntem și femei, cum eram odată, și pe măsura dorințelor noastre de acum. Pentru că lumea este alta, este tehnologizată, vrem și noi să fim parte din această lume, dar cumva să le aducem în echilibru. Și într-adevăr, asta e o temă la care și eu lucrez și femeile pe care le cunosc. Da. Și... Pentru cei care nu te cunosc, hai să spui așa oamenilor cine ești, cine este Camelia Irina Pop, ce face și de ce am adus în discuție acest subiect al echilibrului feminin, pentru că nu este întâmplător. Așa, numele meu este Camelia Irina Pop, sunt mamă a doi băieți, sunt căsătorită, locuiesc în Manchester, în Anglia. Ca și profesie, dacă ar fi să o iau așa cronologic, am fost profesoară de biologie în Cluj-Napoca, acolo am făcut și facultatea, iar apoi ne-am mutat în străinătate, întâi în Spania, apoi în Anglia, iar undeva când eram în Spania, atunci am ales să fiu terapeut, Bowen. Acela a fost primul pas, cred, aproximativ primul, pentru că am mai încercat ceva pe parcurs. Primul pas, să zic așa, important pentru a deveni terapeut, pentru familia mea întâi și pentru ca să simt că fac ceva de mai multă valoare, de parcă a fi mamă nu era destul, da? Apropo de echilibru și de dorințele noastre. Da, chiar îmi amintesc perioada aceea când eram doar mamă și fiind într-o țară unde nu cunoșteam oamenii, am simțit atunci că într-adevăr mă plafonez. Și atunci am început să citesc mai mult și bine, parcursul a durat. Astăzi sunt și coach. Coach echilibru esențial și instructor de dans energetic. Da, cam asta sunt eu acum. Dar de fapt suntem mult mai mult decât ceea ce am studiat, ceea ce facem. Dar așa, ca să se înțeleagă cam cu ce mă ocup, mă ocup în special, lucrez cu femeile pe partea de coaching. Și mai fac și terapie Bowen în continuare, care este pentru toate vârstele, pentru toată lumea care are nevoie. Da. Vorbeam la început despre echilibrul modern al femeii, pentru că am spus că acum 10 ani femeia avea poate niște activități, niște roluri în viața de familie. Acum 30 de ani era cu totul diferit, acum 50 era și mai diferit.
Cum poate o femeie, din ceea ce știi tu, din ceea ce lucrezi cu femeile, cum poate o femeie modernă a acestei societăți să-și păstreze echilibrul? Vorbim de un echilibru modern. Wow! Revin și reamintesc că este necesar să aibă timp de relaxare. De relaxare. Pentru că cam acesta lipsește la o femeie modernă care imită cumva bărbatul, care da, bărbatul are o putere extraordinară de muncă, de concentrare, adică el e băgat în priză, să zic așa. Și femeia, dacă are un program foarte încărcat, pentru că merge la serviciu, dar are și partea de casă, atunci își lasă foarte puțin timp de relaxare. Și din partea asta, din relaxare, se poate găsi echilibru. Și acum fiecare se relaxează în modul său. Unul din moduri poate fi dansul, alt mod poate fi alt sport. Alt mod poate fi să stai în vană în fiecare zi. Acum nu știu cine stă chiar în vană în fiecare zi, dar odată pe săptămână este benefic. Cunosc doamne care nu au timp nici măcar o dată pe lună și spun nu am timp. Deci cred că dacă se gândesc de ce nu am timp, cred că acolo ar fi răspunsul cum ar putea să-și echilibreze viața. Și atunci ar vedea, apoi asta, asta, asta fac și apoi poate să vadă care din ele pot fi lăsate deoparte. Da. Sau cel puțin parcate, știi? Da. Exact. Ascultându-te pe tine, mi-am amintit o vorbă din copilărie care spunea așa: cheia, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Nu este despre asta, pentru că noi aici nu vrem să deschidem așa, adică să începem ziua cu o relaxare de o oră. Nu, este vorba de ceea ce înseamnă poate 5 minute, poate 10 minute, poate un sfert de oră. Poate, nu știu, o simplă citire a unor pagini sau poate o cafea băută într-o rază de soare sau pur și simplu în contemplare, într-o rugăciune. Adică echilibrul ăsta cred că poate fi găsit și vreau să deschid acum acest subiect al scuzelor pe care femeile le au atunci când nu pot sau nu știu cum să intre în echilibru. Ce părere ai? Da. Aici o să mă gândesc la mine, pentru că eu am zis de foarte multe ori că nu am timp. Și ce scuze aveam? Nu am timp, pentru că aveam de făcut și aia și aia altă. Dar apoi mi-am mai dat seama că îmi lipsea o organizare. Și organizarea aia poate să fie, și acum vreau să împărtășesc cu voi, pentru că poate fi așa o idee, să-ți faci o listă cu niște lucrușoare mici, cum ai spus tu mai înainte, o meditație, o rugăciune, orice îți place ție să faci și tu din lista aia lungă, tu deja ai pregătit și zici, măi, în momentele astea am, nu știu, 2 minute, 5 minute libere și să alegi să faci lucrul ăla care îți place. Da. Da? Dar asta să-l ții minte, adică să ți-l notezi, pentru că atunci când ești foarte prins de lucruri, uiți ce mai îți place. Eu la un moment dat aveam ca și lucrușor frumos să-l fac între să sar pe trambulină, doar să mă duc o dată până afară să fac 2 sărituri înapoi în casă. Cât dura? 1 minut? 2 minute? Deci nu era că nu aveai timp, dar dacă uiți că îți place să faci asta, nu mai faci. Și atunci cred că organizarea ține și de asta, să știi ce îți place, să faci chiar lucruri micuțe, scurte. Am înțeles. Uite, apropo, ca scuză, unele femei spun că nu am energie să fac. Da, păi deja au ajuns în starea aceea de epuizare. Și atunci e nevoie de mai multă atenție pe acest aspect, poate chiar lucru cu un specialist. Da, da, da. Din punctul meu de vedere, când vorbesc despre echilibru, mă refer și la un echilibru extern, dar și la un echilibru interior, care este la fel de important.
Uneori femeile se duc foarte mult în exterior și au grijă de corpul lor, de cum se îmbracă, de cum se încalță, cum merg, cum se... Este un lucru extraordinar. Însă în interior, ce poți să spui femeilor? Ce ar fi bine să facă să păstreze acel echilibru sau dacă l-au pierdut să și-l aducă înapoi, știi, ca la obiecte pierdute, recuperează? Da, să-și crească starea de bucurie interioară. Și aici revenim din nou la lucrurile care le fac plăcere. E posibil ca și atunci când se aranjează și sunt frumoase și au toate acestea, lor să le dea o stare de bucurie și deja să nu mai fie nevoie altceva. Asta depinde de fiecare, să se observe cum mă simt. Ce să mai fac pentru asta? Cum pot să-mi cresc starea de bucurie? Da? Și trebuie găsit. De aceasta sunt coach și terapeuți care te ajută să îți găsești modalitățile prin care tu să te bucuri și totodată să vezi care sunt lucrurile care te opresc dintre a te bucura, să le identifici și apoi să le integrezi, să le dizolvi, să le integrezi, să le transformi, să le înlocuiești. De multe ori sunt doar niște iluzii care ne opresc în a fi fericiți. Da. Ție ți s-a întâmplat să nu ai acest echilibru și cât a durat până ți-ai dat seama că trebuie să faci ceva? Uite, acum îmi dau seama că un alt lucru care le țin pe femei departe de echilibrul lor este când lucrează ceea ce nu le corespunde. Și merg pe pilot automat doar pentru că plătesc facturile din el. Și atunci nu ai cum să fii fericită și să fii în acel echilibru. Echilibru acela este când tu te simți bine mai mult timp decât nu te simți bine. Da, ar fi multe de vorbit aici, o să reajungem și la acest subiect. Ce părere ai despre echilibru în profesie? Pentru că chiar vorbeam noi două că e nevoie și de acea pauză, de acea detașare de ceea ce fac femeile. Poți să împărtășești aici câteva, nu știu, poate un exercițiu sau poate ceva care să le ajute pe femei să știe când să pună pauză și în zona profesională. Hai să luăm așa fiecare element. Așa, deci când să facă pauză și în zona profesională. Da, da. Ok. Pe timpul zilei? Hai să vedem. Ok. Pe timpul zilei. Atunci când ele se simt obosite, e obligatoriu să facă pauză. Obligatoriu. Și dacă totuși e la job, e într-un business, are nevoie să aibă... cum să spun, nu își poate permite această pauză? Să o negocieze. Nu există. Nu există. Dacă tu ești într-un loc în care nu-ți poți negocia nimic, adică o pauză, înseamnă că nu ești destul de valorizată acolo și atunci, ori că ești, ori că nu ești, e tot una și atunci te duci și cu siguranță o să găsești. Da, știu că poți să spui că E greu să găsești, dar atunci când tu ai încredere că meriți, găsești. Cunosc atâtea cazuri care atunci când au spus, gata, eu merit mai mult, au găsit mai mult. Am înțeles. Și pauza aceea, atunci când face o pauză, dacă se simt obosite, poți să-și facă chiar și o tapotare a corpului. 2 minute, 5 minute, începând de la partea de jos a corpului. Da? Un masaj ușor și cu o tapotare de genul ăsta, așa, ușor. Da? Cu mâna căuș sau pumn, începând cu partea de jos a corpului. Dacă ție ți este rușine că te văd alții, atunci întreabă-te, băi, da, chiar așa? Mi-este rușine și că respir? Adică stai un pic, despre ce vorbim? Atâta rușine. Da. Știi? Da. Și apoi acest stres se eliberează în momentul în care îți atingi pielea și se schimbă starea de spirit, asta înțeleg? Da, da, și faptul că noi suntem poate într-o inactivitate, pentru că foarte multe joburi
funcții te țin într-o poziție de nemișcare. Tu dacă te miști, nu simți așa oboseală ca atunci când nu te miști. Am înțeles. Vorbesc despre doamnele care sunt la birou sau chiar și mă gândesc la terapeutele care poate trebuie să stea doar cu mâinile într-o poziție sau să facă un masaj, dar este în aceeași poziție, spatele îndoit în același fel, a plecat în același fel și ele au nevoie de altfel de mișcări, altfel de mișcări între. Deci mișcarea ar aduce acel echilibru și acel echilibru în viața profesională este de asemenea să simți când, cam după cât timp de lucru tu ai o oboseală, mă refer în timpul anului. De exemplu, eu am constatat că în fiecare octombrie eram mai obosită. Uh-huh. Și nu numai obosită, dar și nervoasă în casa asta. Deja nu e pe partea profesională, e pe partea personală. Și am analizat ce se întâmplă, de ce eu am fost, sunt așa în octombrie. Am găsit mai multe cauze, dar cele mai vizibile sunt faptul că octombrie vine după vară. În vară avem multă luminozitate, mult soare, care ne aduce hormon de bună dispoziție. Iar apoi, noi petrecând vară de multe ori în România sau alte țări calde, veneam în toamnă în Anglia, în Manchester, dar totuși toamna se întâmplă nu numai în Anglia, și în România, și intensitatea solară scade și din septembrie începeau toate activitățile în foc mare, după o lună și ceva, de combinație de multă activitate, soare puțin sau deloc, în cazul nostru, această diferență foarte mare, da, de la foarte mult mulți hormoni de stare de bine la așa de puțin, diferența asta de fapt făcea să fiu în felul ăsta în octombrie. Și atunci, eu când am observat, că am stat și am analizat, asta e foarte important. Dacă vrei să ai echilibru, trebuie să te analizezi, să analizezi ce se întâmplă. Și atunci am văzut, anul ăsta am fost așa, dar anul trecut tot așa am fost. Poate și celălalt, deja mi-am dat seama că este ceva în perioada aceea. E un aceea. Tipar. Exact. Uh-huh. Și atunci eu am hotărât cu soțul meu că noi în octombrie mergem într-o țară caldă. Și ne-am luat vacanță 5 zile sau 6 zile, câte au fost. Da? Aproape uh-huh. o săptămână. Până în decembrie eu am fost sus cu tot. Deci a fost fantastic pentru că, cum spuneam, hormonia aceea și starea aceea de bine de sus din vară, ea scade gradual. Eu, când am ajuns în septembrie, n-am mai așteptat sfârșitul lui octombrie să fie și mai jos. În octombrie m-am dus iarăși și iar a crescut. Și asta a durat apoi până în decembrie să mă simt foarte bine. Și apoi după aia, din decembrie, deja oricum intensitatea solară crește. Eu am observat deja după Crăciun că începem iarăși să avem energie și... Apropo, femeia și ritmurile... Și ritmurile naturii. Vieții. Da, ale naturii, da, da, da. Chiar studiam acele cicluri prin care trece omul, pentru că primăvara, vara, toamna, iarna nu sunt întâmplătoare. Nu întâmplător noi ne-am născut în aceste țări unde sunt aceste patru cicluri, aceste patru anotimpuri. Da. Pentru că, da, puteam să ne naștem în Africa și eram conform setați, pregătiți, conform acelui stil de viață, însă nu. Și observam cât e de frumos și cât de inteligent este corpul nostru ca să-și ia și el caută toate resursele. Și când ai spus tu de soare, mărturisesc că mie îmi place foarte mult soarele și îmi place foarte mult să-l pândesc, așa, să-l privesc, poate, pentru că intuitiv știu de mică că pe mine mă reglează, efectiv mă reglează și nu întâmplător. Soarele este energia masculină. Da, tu luna, chiar mi-ai spus. Da, luna este energia feminină, luna este emoția, este pe interior, iar soarele este pe exterior. Așa că, uite, apropo de asta, intuitiv noi deja facem lucrurile astea. Mi-amintesc că mi-ai spus că sistemul imunitar are nevoie de soare. Da, și așa mi-ai spus este. Să mă încarc la soare. Da, 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 da. Super. Mă gândesc la bunica mea și la toate bunicele, da? De ce zic bunica mea? Pentru că ei au prins încă, da, ea a decedat acum câțiva ani, ei au prins încă vremurile de demult.
Ce făceau ei iarna? Dormeau mai mult. Mâncare făceau puțină pentru că, adică simplu o făceau pentru că deja aveau pus pe iarnă. Deci nu stăteau nici la cratiță mult. Aveau pus pe iarnă, mâncarea era simplu de făcut. Da. Coseau, torceau, bunica torcea, mai țeseau, dar ritmul era altul, pentru că nu mai aveau de lucru, nu mai aveau afară de lucru. Deci lucrezi mai mult când e mai mult soare, iarna fiind mai puțin, lucrezi mai puțin. Da, da. Vorbește asta. Apropo de echilibru, da. Și eu știu că atunci când o femeie lucrează cu mâinile, ea de fapt se vindecă la nivel cerebral, ea își vindecă acele legături care sunt poate nepotrivite și de aceea foarte mulți recomandă ca femeile, nu numai femeile, dar oamenii care au probleme cerebrale să lucreze, să împletească, să modeleze ceva, pentru că automat ei va începe intuitiv procesul de vindecare, de echilibrare, cam ceva de genul ăsta. Am trecut de la echilibru feminin, am trecut la echilibru în societate. Acum hai să vorbim despre femeia modernă, care este și soție, este și mamă, are poate și un job, are și mai multe activități. Care este echilibrul pe care tu îl vezi în relația cu masculinul? Poate fi partener, soț sau copil, sau depinde, în relația cu un masculin exterior. Da, uite, eu chiar am noroc cu soțul meu că mă trage de mânecă și îmi spune, prea mult lucrezi. Și îmi dau seama că atunci eu ies din echilibrul atât de esențial vieții de familie, pentru că noi avem tendința, pentru că lucrăm ce ne place, să facem mult, să stăm mult în acela. Apropo, vedeți cât e totuși important să lucrezi ce-ți place, da. Mai ales dacă ești femeie. Și el îmi atrage atenția. Spune, mai stai și cu noi. Da? Mai stai și cu noi. Dar mă gândesc acum, sunt cazuri, familii, cupluri, în care el nu știe să spună sau poate spune și nu este auzit. Da, da. Și acolo este de văzut. Apropo, dacă vreau să intervin cu un exemplu foarte real al unei doamne care a spus, zice Mihaela, de 10 ani aștept ca bărbatul meu să ia atitudine. Pentru că am întrebat-o de ce este foarte mult, de ce trebuie să decidă ea toate. Și zice, păi nu are cine. Și am zis, ok, cum ar fi dacă tu te-ai oprit din această decizie și l-ai lăsat pe el? Păi nu face, păi lasă-l, dă-i spațiu. Vreau să-mi vorbești un pic despre cum poate o femeie să lase spațiu bărbatului, partenerului, pentru ca să vină și el în echilibru. Pentru că atunci când o femeie este în echilibru, eu cred că și partenerul este în echilibru. Eu asta cred. Da, așa este. Păi, în primul rând, să ne uităm care lucruri le poate face el mai bine și care le pot face eu mai bine. Iarăși dau din casă, câțiva ani eu căutam vacanțele, eu căutam cazarea și așa. Și la un moment dat am zis, wow, da, nu pot să primesc și eu ca alte doamne care ele primesc vacanța de la soțul lor sau de la iubitul lor sau așa. Și de ce caut eu și vreau mai mult romantism din direcția aceasta? Până când am realizat, stai, păi, eu mă pricep la asta mai bine, el se pricepe mai bine la altceva, facturi. Deci eu nu știu ce facturi avem, cu cine avem contracte, eu habar nu am de astea. Lucrurile când am cumpărat casa, iarăși, deci câtă hârțăgorie, bărbatul meu se pricepe la asta. Dar în schimb, eu mă pricep și îmi place de fapt să caut vacanțele. Și atunci noi ne împărțim. Nu m-am mai supărat că, wow, de ce nu face el asta? Mi-am dat seama, stai că asta e partea mea, alealte sunt partea lui. Și e bucurie. Eu cred că asta vrei să transmiți. Da, da. Da. Și eu am înțeles cam ce fel de vacanțe îi plac. M-am uitat care să-mi placă și mi-am înțeles că el mi-a și spus la un moment dat,
caută tu că găsești bine, îmi place ce găsești, da? Și ne-am, vorba aceea, într-un cuplu cauți ce faci el bine, ce faci tu bine, ce te pricepi tu, ce se pricepi el și îl lași pe el, nu te bagi apoi. Și la un moment dat și pe mine m-a întrebat o chestie legată, nu știu, de mașină și am zis, tu te pricepi. Așa deci este. Nu m-am băgat, pentru că am încredere și din încrederea asta că el se pricepe și se va pricepe, va alege bine. Pentru că deja și el știe ce este important pentru mine. Da, asta vine cu timpul și cu, dacă nu vine cu timpul, stai deoparte și discuți și îi spui. Dar deja eu i-am dat multe indicii ce îmi place mie, de exemplu la o mașină, da? Și atunci el va lua în calcul asta, dar el se va ocupa să caute dacă este necesar sau nu să facem o schimbare cu mașina. Dau un exemplu. Dar îi las liber și am încredere, pentru că atunci când ai încredere într-un om, omul îți va reuși. Când nu ai încredere și vei avea dubii, wow, poate nu face bine, poate nu așa, nici nu o să iasă bine, pentru că nu l-ai investit cu încredere. Am înțeles. Deci ceea ce spui tu acum este de fapt că acea femeie care nu simte că este echilibrată în energia ei e să împuternicească pe bărbatul ei, pe soțul ei sau eu știu, nu contează ce poziție ocupă și să-l împuternicească să facă lucrurile, să-l susțină chiar așa cum le face, că este foarte bine exact așa cum le face și ea să se ducă să facă altceva. Am înțeles bine? Da, și vă dau un exemplu, că asta l-am întâlnit cu multe femei. Femeile merg la cumpărăturile de sâmbătă, da, cele pentru casă, pentru că el nu se pricepe. Și eu chiar am făcut să-l trimit fără listă de cumpărături, da? L-am lăudat pentru ce a cumpărat. A cumpărat lucruri la care eu nu mă așteptam, dar am ieșit din obișnuit, dar care mi-au plăcut. Da? Au fost câteva care au lipsit. Până la urmă am găsit varianta, o listă scurtă și zic astea musai și restul ești liber să aduci ce știi ce vrei și așa. Și uite că reușește și reușim și în timpul ăla chiar fac altceva. Da, eu cred că echilibrul acesta ține foarte mult și de comunicare. Pentru că femeia vrea să fie ascultată, vrea să comunice, bărbatul vrea să... Ce vrea bărbatul? Hai că tu ești experta în această... Ei, ce vrea bărbatul? Nu știu dacă sunt expertă. El vrea să nu îi se spună prea multe cuvinte, să-i spună scurt și clar. Am da? Înțeles. Deci rețineți, doamnelor, da? Apoi, ce mai trebuie să facă o femeie? Știi, am spus așa. Trebuie, dar luați... Așa. Ea ce-și dorește, să spună că își dorește. Uh-huh. Își dorește și poate să spună de ce își dorește. Mă face fericită asta. Sau, ce-mi place că ai făcut asta. Și atunci el va înțelege să mai facă acel lucru. Da? Pentru că eu dacă am trecut și prin faza aceea în care am spus, wow, dar de ce ai cumpărat asta? Păi mai vrea să mai meargă la cumpărături? Mm-hmm. Zice, ia cheile de la mașină și du-te, cumpără. Da, nu? Du-te, eu am altă treabă. Da, dar eu dacă vin și... Deci și bărbatul are nevoie, cum și noi femeile avem nevoie de laude. Ce frumos ai cumpărat asta, ce frumos ai condus, ce în siguranță m-ai dus... Ce pe fază ai fost când cineva ți-a ieșit cu mașina în față. Fel că noi, de exemplu, acum călătorim cu mașina. Și lucrurile astea pe el îl împuternicesc. Îl fac într-o anumită măsură fericit, dacă pot să spun cuvântul acesta, fericit, da? Pentru că putem fi fericiți și din lucruri mărunte. Și femeia are capacitatea aceasta. Dacă mai și zâmbește atunci... E altceva, nu? Da. Da, da. Asta e un alt echilibru, da? Da. Dacă suntem foarte reci în cuplu, da. Unde, sau foarte calde, unde e echilibru? Adică când ești foarte rece, nu-i de nimic. Când ești foarte caldă, îl sufoci că devii ca o mamă, da? Vrei asta, vrei asta, vrei asta, mm-hmm. da? Ne, nu, la mijloc.
Am înțeles. Pentru că tema emisiunii este despre echilibru modern al femeii, hai să luăm un pic așa în oglindă cum era echilibrul acum la bunicile noastre, poate cum am văzut noi în casele lor și cum este echilibrul acum. Ce s-a schimbat față de atunci pentru o femeie? Pentru că da, tema este pentru o femeie, dar hai să vedem și pentru bărbați. Pentru bărbați, nu știu în ce măsură s-a schimbat, pentru că ei și înainte erau foarte harnici. Probabil că iarna, da, și ei lucrau mai puțin. Iar pentru o femeie, femeia de mai de mult nu pleca atâta de acasă. Da. Mai mergea la câmp, dar nu atâta. Bărbatul mergea mai mult, de exemplu, el mergea la coasă. Da? Femeia nu mergea la coasă. Mai mergea și lucra și ea, însă nu atât de timp plecată, încât ea, atunci când spăla hainele, făcea mâncare, avea grijă de copii, era și acasă. Era și acasă și avea timp de ele. Nu era cu gândul, a, trebuia să mă duc nu știu unde. Ea le lua pe rând. Să plătesc factura. Da, nu avea de făcut și gândul acesta, pentru că de majoritatea lucrurilor importante se ocupa bărbatul. El mergea la târg și cumpăra animalele care erau, el mergea și la tunsul oilor, sau când se adunau toate oile ca să meargă cu... să le dea la stână. Erau lucruri organizatorice importante la care bărbatul participa și în timpul acesta femeia făcea ce avea de făcut. Se echilibra ea acolo. Da. Super. Versus, deci luăm, am vorbit despre experiența trecutului a bunicilor noștri și acum, versus partea de acum. Da, femeia e foarte mult plecată de acasă și când vine acasă lucrează, iarăși lucrează. Deci plecatul acesta de acasă o dezechilibrează. Ce înseamnă acasă? Ce înseamnă acasă, de fapt? Ce înseamnă când o femeie pleacă de acasă? Așa, pleacă de acasă, adică ea iese din cuibul ei, în care se simte în siguranță și merge și lucrează. Mă gândesc la femeia modernă, care încă multe femei lucrează într-o corporație sau într-o fabrică și femeii îi place să fie la cuib, pentru că ea aranjează cuibul. Ea decorează casa, da? Chiar vorbeam cu un, poate mai povesti despre asta, cu un domn african care îi spunea, un prieten de-a lui, zice, femeia cheltuiește prea mult. Cheltuiește prea mult. Și el a spus, nu, ea nu cheltuiește prea mult. Tu nu ai destui bani. Zice, uite, tu când erai fără ea, tu cum era camera ta? O cameră de, ca de cămin studențesc, cu o masă și un pat. Când ești cu femeia, femeia îți cumpără față de masă, îți aranjează pe masă frumos, îți pune perdele. Deci ea aranjează, ea folosește banii pentru a face frumos și pentru a face casa acasă. A face casa acasă și atunci dacă femeia are acest dar de a face frumos, ea și vrea să se bucure de acest spațiu și dacă nu conștientizează, ea pleacă, îi place să revină și asta se întâmplă și la bărbat și la bărbat îi place să revină la cuib, să fie frumos acolo. Și atunci ea, când ajunge acasă, cumva să facă să aibă timp de toate. Dar cum să facă timp de, să aibă timp de toate? Cred că soluția vine din acel timp în care ea stă la serviciu. Este ea necesar să stea 8 ore, 10 ore, 12 ore? Sau asta poate fi compensat de bărbatul puternic care poate să susțină dacă femeia lucrează mai puține ore? Da. Și ea să-i spună, wow, ce puternic ești, că poți să întreții asta. Și atunci ea se poate ocupa și de cuib. Și să iasă să-și facă meseria ei care îi place, aduce satisfacție, să nu fie toată ziua doar în pentru cuib. Asta. Mm-hmm. Da. Da. Sau doar în cuib. Că sau și, doar. Asta, și așa, da, nu e bine. Am văzut că pe mine și pe alte femei, când am avut copilașii și am stat doar în casă sau doar ne plimbam cu copilul afară, deja era o rutină care ne simțeam că putem mai mult și vrem mai mult.
Da. Camelia, am să te rog să-mi vorbești așa spre finalul emisiunii despre acel grup pe care tu îl ai, Echilibru Esențial, și ce anume faci acolo, unde te pot găsi oamenii, dacă vor să continue. Da. Deci, grupul Echilibru Esențial este Echilibru Esențial prin dans energetic, pe care îl ghidez în fiecare zi, în fiecare seară, de la orele 10 fără un sfert seara sau 11 fără un sfert, depinde de zile, anunț în care zile. Și este un grup pe WhatsApp. Ca să intri în acest grup, e necesar fie să mă întrebe, să mă caute, și de obicei am pus linkul prin postări. Iar în acest grup, noi adresăm nevoile actuale. Este și pentru femei și pentru bărbați, deși sunt mai multe femei, dar nevoile actuale le adresăm prin dansul energetic, care este o terapie prin care noi, de fapt, putem să lucrăm pe aceste nevoi. Inclusiv stima de sine poate fi dansată, sau neiertarea de sine, sau... Uite, femeia modernă, să vedem ce iese, da, chiar ar putea fi abordată, da, din mai multe perspective, femeia modernă în viața ei personală, poate că uită această, da, acest echilibru, sau în zona profesională, da, cine știe. Așa este. Chiar am avut un dans la un moment dat, anume pentru ca să vedem ce lucruri e necesar să aruncăm din casă. Și da, în acel dans ne-am făcut proiectul, planul, la ce putem elibera, pentru că atașamentele de lucruri ne țin să nu le aruncăm, deși noi nu mai avem nevoie de ele. Da, de exemplu. Da, cunosc. Cunosc. Deci în acest grup lucrăm pe foarte, foarte multe aspecte care să ne ajute să avem acest echilibru atât de esențial în viața noastră, ca să ne simțim bine. Super. Draga mea, îți mulțumesc pentru această discuție și știu că experiența ta de familie va ajuta foarte multe femei care vor urmări acest material, și dacă le-au ajutat, le invit să ne comenteze, să facă, să treacă comentarii acolo, să distribuie această emisiune, și dacă au întrebări, cu drag să ne scrie, pentru că le răspundem cu mare bucurie. Așa este. Îți mulțumesc și rămânem aproape. Îți mulțumesc și eu mult, cu drag, Mihaela. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și pentru că ați călătorit în această incursiune a definiției despre femeia modernă. Vă mulțumim și dacă aveți sugestii sau recomandări pentru aceste teme, cu drag suntem alături. Mulțumim!